Sălășenii care au realizat în cursul anului 2015 venituri supuse impozitului pot să-și ajute semenii aflați în dificultate prin intermediul prevederii 2% din codul fiscal. Este vorba despre direcționarea 2% din impozit către o entitate non-profit, non-guvernamentală, cazuri sociale, acordarea de burse private și multe altele. Donația nu presupune niciun cost din partea contribuabilului, ci doar completarea unui formular care trebuie depus la Administrația Finanțelor Publice, SELAJ. Este vorba despre formularul 230, cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul pe venitul anual și deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, care poate fi descărcat de pe site-ul Administrației Naționale a Finanțelor Publice sau poate fi obținut direct de la instituție. Formularul trebuie completat cu datele contribuabilului și cu numărul de cont, respectiv adresa unde va ajunge această donație până în data de 25 mai 2015. În cazul în care contribuabilii nu vor folosi această opțiune, sumă respectivă de 2% din venituri rămâne să fie încasată și gestionată de stat. Donația 2% poate fi direcționată către entitățile non-profit care cuprind asociațiile, fundațiile, organizațiile sindicale, patronatele, partidele politice, asociațiile de proprietari, casele de ajutor reciproc ale pensionarilor și salariaților. La nivel național există o serie de fundații a căror principală activitate este ajutorarea semenilor aflați în dificultate. În cazul în care contribuabilii nu vor folosi această opțiune, suma respectivă 2% din venituri rămâne să fie încasată și gestionată de stat.